Slavă lui Dumnezeu, stai înascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Voi începe și voi citi din Efeseni, capitolul 2 și versetul 10. Pot chiar să citesc de la versetul 8. Efeseni 2. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Am fost zidiți în Hristos Iisus. Am fost creat în Iisus Hristos. Pentru faptele bune pe care l-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm prin ele. Vorbim despre de ce omul a fost creat. De ce omul a fost creat. Acest text ne vorbește de creația nouă. Da? Biblia zice, dacă cineva este în Hristos, este o faptură nouă. Cuvântul tradus prin zidit în Hristos înseamnă a crea. De exemplu, în engleză, în franceză, spune, am fost creat în Hristos Iisus pentru faptele bune pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele. Din păcate, uneori, sau de multe ori, readucem la nivelul nostru ceea ce Dumnezeu spune. Nu ne ridicăm la nivelul unde ne așteaptă, coborâm înțelesul la nivelul nostru. Textul care l-am citit zice foarte bine, suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte, că nimeni să se laude. Și imediat după ne spune, am fost creat în Iisus Hristos pentru faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Acum, când auzim fapte bune, la ce ne gândim? Pentru că, de exemplu, hai să vorbesc despre să dai de exemplu în care la săraci. Este un lucru bun. Este o faptă bună. Dar oare la astfel de fapte se referă textul acesta? Pentru că știu foarte bine că există oameni care nu sunt creat încă, nu sunt fapturi noi în Iisus Hristos și care dau mâncare la săraci. Și fac o faptă bună.
Dar aș vrea să-ți pun întrebarea asta, aceasta. Oare suntem o faptură nouă în Hristos? Ca să facem fapte care chiar și cei care nu sunt în Hristos și poate să le facă. Nu știu dacă am formulat bine întrebarea. La ce se referă când zice suntem zidit în Hristos pentru fapte bune care Dumnezeu l-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele? De exemplu, în Matei 5, cu 16, Biblia zice așa: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, că ei să vadă faptele voastre bune și să slavească pe Tatăl vostru care este în cerul. Și dacă mă duc la sfârșitul capitolului, Domnul Iisus zice așa: versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul 46. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și va meși. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuiți faceți? Oare pagani nu fac la fel? Când Domnul Iisus vorbește de fapte bune, chiar în contextul aici în Matei 5, se referă la lucru care vameșii pagani nu fac. Chiar pune această întrebare: dacă voi faceți asta, ce lucru deosebit ați făcut? Aceste fapte bune sunt lucru. Noi suntem creați în Iisus Hristos pentru fapte bune, dar aceste fapte bune sunt lucru neobișnuit. Din păcate, am readus faptele bune la o listă care și vameșii și pagani le fac. Și atunci, e ușor să fim mulțumim e să fim mulțumit de noi înșine. Dar tot așa e foarte ușor să trecem total pe lângă ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Dacă Biblia zice, dacă cineva este în Hristos, este o faptură nouă. Mă aștept că această faptură nouă, din moment ce este creată, este o nouă faptură. Ce face el să nu facă vechea faptură? Da, dacă singurul lucru cu care ne putem arăta, uite, avem fapte bune și pagani au la fel, cu ce ne-am deosebit de ei? A, știu, avem uneori modalități să căutăm să ne deosebim de ei, dar
nu cu ceea ce trebuie. Încercăm să creăm o diferență artificială de fațadă, dacă prefer. Dar nu, am fost creat să facem anumite lucruri care se numesc fapte bune. Fapte bune. Domnul Iisus o să spună lucrul următor. De ce îmi spui așa? Unul singur este bun. Dumnezeu. Deci când vorbim de fapte bune, în acest context al Scripturii, că vorbim de Matei 5, că vorbim de Efeseni 2, chiar la sfârșit, la 48, voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Faptele acestea bune sunt faptele care se pot exprima doar că noi îl exprimăm pe Dumnezeu, care este singurul care este bun. Fiți dar desăvârșit cum Tatăl vostru este desăvârșit. Deci omul este creat pentru a-L exprima pe Dumnezeu. Dumnezeu este desăvârșit. Atunci omul este desăvârșit. Adică, hai să vorbim de omul nou, nou a creație în Hristos. Dumnezeu este desăvârșit. Tatăl este desăvârșit. Noua creație reflectă sau ar trebui să reflecte această desăvârșire. Încât oamenii să vadă fapte bune și să-l proslavească, să fie cuprins de închinare și adorare vis-à-vis de Dumnezeu. Dar aș vrea să te întreb. Dacă ce facem e exact ce fac și ei, cu ce îl voi slavi pe Dumnezeu? Pentru lucru care le fac și ei. Nu vezi că n-are logică. Este o faptă bună. Marc 2 cu 12. Și îndată slabanogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slavau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Au văzut o faptă bună. Au fost uimiți. Și îl slavau pe Dumnezeu, zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. Fratele meu și sora mea, hai să nu ne lăsăm păcălit de religie, de tradiții religioase, dar cuvântul să ne vorbească. L-au slavit pe Dumnezeu, oamenii aici, pentru că au văzut o faptă bună. Și fapta bună care au văzut mărturia a fost, niciodată nu am văzut așa ceva. Cum noi, când noi vorbim astăzi de fapte bune, ne referim la lucruri care și ei le pot face? Unii chiar pagani le fac mai mult decât noi, dacă ne referim la faptul că să fie dragut, să ajut pe oamenii, să fie un bun cetățean, să fie corect, să fie... Toate astea sunt bune, nu sunt rele. Dar problema mea este când, atunci când vorbim de fapte pregătite dinainte pentru ce faptura nouă creată în Iisus Hristos, ne gândim la astfel de lucru. Când Scriptura este clară.
E vorba de fapte neobișnuite. E vorba de fapte care ei nu le fac. Pentru că dacă erau exact faptele care le fac eu, le fac ei, pardon. Cum atunci? În Matei 5 cu 16, tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slavească pe Tatăl vostru care este în cer. Cum ei vor slavi? Dacă ce văd la noi este exact ce fac ei. Închei cu această întrebare. Dumnezeu să te binecuvinteze.